A trecut mai bine de o săptămână din campania electorală, iar candidatul USL pentru un mandat de deputat în municipiul Giurgiu, Nicolae Florian, continuă vizitele electorale în cartierele giurgiuvene. Convins de faptul că giurgiuvenii nu au nevoie numai de vorbe goale și promisiuni odată la 4 ani, Nicolae Florian stă de vorbă cu fiecare giurgiuvean pe care îl întâlnește, pentru că are nevoie de susținere și implicare din partea tuturor, deoarece îi pasă de orașul în care trăiește. Suntem alături de nevoile orașului, punem în centru atenției cetățeanul și giurgiuveanu și vom contribui la dezvoltarea orașului alături de autoritățile locale și județene. Sunt convins că dumneavoastră credeți în mine și nu numai în mine, ci și în celălalt coleg al meu, domnul Bădălău, iar noi vom fi proiecția dumneavoastră în Parlamentul României. Mă refer la orașul Giurgiu și colegiul 1 de senatori. Păi eu vă cunosc de copii. Să fiți sănătos. Păi știi ce, domnule? Păi să spun de copii, e născut la mine în sat. Tatăl matale a fost un ofițer, mama matale iară ce mai fost. Gata. Din postura de deputat, Nicolae Florian își dorește să susțină acțiunile de dezvoltare a municipiului Giurgiu, să readucă acasă giurgiuvenii plecați în căutarea unui loc de muncă, să realizeze proiecte pentru atragerea fondurilor europene și să sprijine autoritățile locale și județene pentru valorificarea potențialului conferit de zona fluviului Dunărea.